Bună dimineața, sunt Lucian Olariu, suntem la proiectul My Home și astăzi începem un nou proiect. Am chemat echipa, facem montare de pavele, acum o descarcă și după care vom începe trasarea și montarea lor propriu-zise. Așa cum v-am obișnuit, haideți să vedem cum decurge tot procesul. Trasările, au pus bordurile în șapă de nisip cu ciment. Practic aici va fi zona pentru mașină, acolo va fi zona pietonală și în mijloc avem o zonă verde în care vom planta niște flori. După care vin cu un strat de nisip. Avem nisipul acolo, se vede. Nisip care îl aduc la nivelul stabilit de comun acord, după care cu această talpă de tasare tasează foarte bine nisipul, după care vin cu pavelele și le așează. Practic așa arată pavelele puse, lateralul din stânga e gata, se lucrează lateralul din spate și după care venim în față ca să terminăm și partea din față. Gata, am terminat de montat pavelele. După ce am terminat de pus pavelele, am pus și niște tuie în partea aceasta, iar în partea aceasta am pus niște crizanteme de sezon, asta pentru a frumuseța un pic locul. Dacă v-a plăcut ce ați văzut la vlogul de astăzi, vă rog un like, un share, ne ajută să promovăm în continuare proiectul și până data viitoare stați aproape că vă pregătim noi surprize la proiectul din spatele meu, My Home.
Zi bună!